Trăgoșul, astăzi mă aflu alături de domnul Marius Ionescu, director tehnic în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Haideți să vorbim despre proiectele care au fost implementate până acum, de la începutul anului municipiului Târgu Jiu și care se află în curs de desfășurare. Așa cum se cunoaște, și în anul 2016, primăria municipiului Târgu Jiu a avut continuitate în atragerea de fonduri, fie fonduri europene, fie fonduri guvernamentale, lucru ce a făcut ca în perioada 2016 o serie de lucrări în infrastructură să se poată desfășura pe teritoriul municipiului Târgu Jiu. Aș vrea să discutăm puțin de zona investițiilor mari, pentru că, așa cum spuneam, eforturile depuse de către conducerea primăriei în anii trecuți n-au făcut decât să concretizeze în atragerea de fonduri și continuarea lucrărilor mari pentru cetățenii din Târgu Jiu. Vreau să reamintesc că în toamna anului trecut au început o serie de lucrări privind reabilitarea străzilor din municipiul Târgu Jiu, lucrări care au fost istate pe perioada sezonului rece și reluate în primăvară, o dată cu începerea sezonului cald, în 2016. Este vorba de un pachet de străzi care cuprinde strada Panduri, stradă finalizată, se lucrează la partea de semnalistică rutieră, strada Luncilor, o lucrare destul de mare, începe de undeva din intersecție cu calea Severinului, barieră, cum este cunoscută zona semaforizată, până la podul de peste râu Jiu. Pe lângă partea de reabilitare a străzii, deci de refacerea părții carosabile, se realizează o lucrare în infrastructură destul de mare, însemnând colectorul principal pentru ape pluviale, ceea ce va crea condiții ca în anii următori toate lucrările de drenare a apelor pluviale din zona respectivă să fie captate în acest colector principal și deversate către emisarul Jiu. Se cunoaște destul de bine că în zona de dincolo de râu Jiu au fost realizate lucrări privind partea de reabilitare și extinderea rețelelor de apă potabilă, canalizarea menajeră, care a fost, să spunem, o prioritate în toți acești ani și la ora actuală putem să discutăm de punerea în funcțiune a canalizării dincolo de râu Jiu, însemnând străzile Jiului, calea Severinului, Meteor, Microcolonie, Călăraș și partea dinspre Pandurii, Luncilor. S-au finalizat lucrările către Severin, direcție de mers către râu Șușița, de asemenea către Bârsești, deci s-au creat condiții așa încât pe noile proiecte și în master planul pe care operatorul SCAPA Regiul are pentru finanțări europene, să putem demara și lucrări de canalizare către zonele periurbane, Polata, Ursaș, Pajiștei, toate acele zone, să spunem, periferice ale Târgu Jiului. Revenind la strada Luncilor, această lucrare, spuneam că este o lucrare destul de completă și complexă, pentru că odată introdusă partea de canalizare pluvială, restul de rețele au fost înlocuite în totalitate și canalizarea menajeră realizată și pusă în funcțiune, inclusiv stația de pompare, vom trece la refacerea carosabilului și atunci vom discuta de un inel complet din punct de vedere al dotării cu utilități tehnico-edilitare, cât și a zonei de sistem rutier. Trecem dincoace de râu Jiu în incinta orașului, se lucrează pe 16 februarie la partea de modernizare, Dobrogeanu-Gherea, străzi care deja sunt în stadiu avansat, așa încât într-o lună de zile să putem să spunem că redăm circulației tot acest care o destrez cuprins între zona Unirii, 16 februarie, Calea Ferată. Sunt de asemenea pregătite proiecte pentru încă 45 de străzi, proiecte care sunt deja finalizate din punct de vedere al documentației, urmând ca odată cu lansarea ghidurilor privind finanțările pe fonduri europene să putem avea continuitate și să accesăm în continuare fondurile necesare, pentru că discutăm de sume destul de mari, sume care de altfel din bugetul local nu pot fi susținute. Am discutat, să spunem, partea de străzi ale municipiului Târgu Jiu. La ora actuală, din fonduri europene și din fonduri guvernamentale, putem să discutăm de peste 28-30 de milioane de euro. Iată, sume destul de mari, care susținere din bugetul local n-ar fi putut să fie realizată și de aceea s-a insistat foarte mult pentru atragerea
oricăror surse de finanțare din orice alte fonduri extrabugetare. Dacă privim zona stadionului, sunt peste 20 de milioane de euro fonduri guvernamentale, o lucrare destul de mare, de completă, complexă, de amploare. Constructorul lucrează zi lumină, așa încât să putem să finalizăm această mare investiție care este atât de necesară pentru municipiul Târgu Jiu. Sala polivalentă, peste 2 milioane de euro. Iată, am discutat deja de 22 de milioane numai în zona, să spunem, sportivă, în zona stadionului, sala polivalentă. La ora actuală se lucrează la partea de canalizare menajeră, un program care a continuat atât din bugetul local, dar cele mai multe lucrări au fost realizate în programul operațional sectorial de mediu, însemnând valori de peste 400 de miliarde lei vechiată, alte sume atrase de la Uniunea Europeană, lucrări care s-au realizat pe raza municipiului Târgu Jiu, atât în zonele cu probleme sau unde canalizările au fost vechi, cât și extinderi de colectoare principale, atât pe rețele de apă, peste 20 de kilometri de rețele de apă și peste 18 kilometri de rețele de canalizare. Nu trebuie să uităm de asemenea reabilitarea surselor de apă ale Târgu Jiului, pentru că în toți acești ani, prioritatea numărul 1 pentru primarul municipiului Târgu Jiu a fost partea de alimentare cu apă, pentru că dacă dăm timpul în urmă, știm destul de bine cu ce probleme s-a confruntat municipiul Târgu Jiu atunci în perioada de secetă. Ori prin aceste lucrări de investiții, prin modernizarea stațiilor de tratare apă potabilă din zona Polata și Prealca, unde s-au realizat acele câmpuri de foraje subterane cu adâncimi de până la 300-320 de metri, de asemenea reabilitarea surselor din zona Iezurene, acele foraje vechi care au fost de asemenea reabilitate pe fonduri europene, lucrările care s-au făcut pe rețelele de aducțiune dinspre Șușița Verde și Lungu către municipiul Târgu Jiu, către stația de tratare din dealul Târgului, numai cu fonduri europene puteam să realizăm asemenea investiții. Putem spune că Târgu Jiu consumă acum apă mai de calitate? Nu discutăm de calitatea apei, pentru că apa tot timpul a avut calitatea care este prevăzută în normativele impuse de către Agenția de Mediu, de către normele europene, de toată legislația care reglementează furnizarea apei potabile, dar putem să spunem că la ora actuală s-au eliminat foarte multe pierderi, pentru că nu este niciun secret, rețelele vechi ale orașului, cu o vechime de peste 55-60 de ani, nu făceau decât să operatorul să aibă destule pierderi și atunci să facă simțită, să spunem, lipsa de apă în anumite zone. Se cunoaște destul de bine că în zonele cu blocuri turn, unde s-au modernizat și s-au montat hidrofoare, la ora actuală nu mai sunt probleme din punct de vedere alimentării cu apă. De aceea spun că toate aceste investiții, inclusiv în stația de tratare apă potabilă din dealul Târgului, peste 450 de miliarde lei vechi fonduri, de asemenea pe programul operațional sectorial de mediu, nu s-au urmărit decât înlăturarea pierderilor și extinderea rețelelor de canalizare, reabilitarea surselor, așa încât, indiferent care va fi problema din punct de vedere al precipitațiilor, să putem să asigurăm apă în condiții normale și de calitate către cetățenii din Târgu Jiu. Vreau de asemenea să reamintesc lucrările începute în acest an, tot în zona de infrastructură, în partea de canalizare menajeră. Haideți să privim în zona de nord, în cartierul de Barcader, unde întreg areul locotenent Colonel Dumitru Petrescu, strada din incintă, este supusă unui șantier. Cu această ocazie ne cerem scuze cetățenilor din zonele unde se lucrează, pentru că este un disconfort ca în orice zonă unde se deschide un șantier, dar odată finalizate aceste lucrări, disconfortul, să spunem, rămâne de domeniul trecutului și cetățenii se vor bucura de aceste investiții ca, odată finalizate, să nu mai avem probleme. Tot în zona de Barcader, pe lângă canalizarea menajeră la care se lucrează la ora actuală, probabil în 2 săptămâni de zile, celălalt constructor va intra cu lucrările de canalizare pluvială, pentru că știm cu toții că zona tipografiei Colonel Dumitru Petrescu, Nicolae Grigorescu, tot acel care o destrăză la precipitații mai abundente, substanțiale, sunt supuse în anumite zone riscului de inundații. Ori prin aceste lucrări în zona respectivă vor fi eliminate ca de alminteri în multe alte zone ale orașului unde s-a intervenit în drenarea, colectarea apelor pluviale, s-a înlăturat fenomenul de inundații.
au fost finalizate lucrările pentru rețeaua de canalizare Iezuren-Romanești, program finanțat din fonduri europene, program operațional sectorial de mediu. La ora actuală este pregătită documentația, sau mai bine zis, este publicată în SEA privind licitația referitoare la racordurile către populație, societăți comerciale și tot ce s-a construit de-a lungul zonei Iezuren, cât și zona Romanești. Canalizarea este funcțională deja, se lucrează în zona respectivă, este pusă în funcțiune, stațiile de pompare funcționează, urmând ca după realizarea racordurilor, toată această rețea să fie pusă la dispoziția cetățenilor, celor care și-au construit locuințe în zonele respective. O lucrare mare de peste 60 de miliarde lei, care este finanțată din fonduri guvernamentale, lucrare demarată ca și proiect cu 2-3 ani în urmă, este vorba de canalizarea de pe zona Drăgoieni. O lucrare complexă datorită faptului că se lucrează de-a lungul drumului național. Sunt două fire colectare stânga-dreapta pentru că nu se poate sparge drumul național și trebuie să circule pe un drum național în condiții normale. O lucrare care deja a început prin sondaje de depistare a rețelelor existente în teren. A fost făcută baza de aprovizionare cu materiale, conducta, colectorul care va fi pus în operă. Urmând ca săptămâna viitoare, deja constructorul care și-a și făcut organizarea de șantier să înceapă efectiv lucrările fizic pentru canalizare. Deci, ca să ne facem o imagine a volumului de lucrări, toată rețeaua de canalizare se întinde de-a lungul drumului național, de undeva dinspre partea de nord, ieșirea de pe teritoriul municipiului Târgu Jiu, urmează zona Drăgoieni, zona Calea București, Sfântul Dumitru, Petre, Sfântul Dumitru, până undeva în partea de sud, unde s-au realizat colectoarele principale în anii trecuți. Deci volumul de lucrări este destul de mare. Sperăm ca la sfârșitul anului viitor să fie realizate inclusiv racordurile către populație, pentru că nu discutăm numai de a introduce o rețea, un colector în subteran și să nu beneficieze cetățenii de acest colector. De aceea spun, sunt peste 1800, aproape 2000 de gospodării cu ce s-a dat autorizație construire care vor beneficia pe acest traseu de canalizare amenajeră în zonă. Vreau să remarc un lucru, odată realizată această canalizare, acest colector principal, creând condiții ca și în celelalte sau cu ocazia celelalte lucrări, pentru realizarea anamonte și discutăm despre zona Preajba a lucrărilor de canalizare, pentru că odată realizat colectorul principal de pe zona Drăgoieni, atunci avem condiții să putem prelua și cartierul Preajba, Preajba Mare, până undeva către limita Sărbătoarea Narciselor, așa cum o cunoaștem cu toții, pentru că în zona Aviatorilor deja canalizarea este realizată și parte din localitatea periurbană Preajba poate fi preluată în strada Aviatorilor. Iată că sunt lucrări destul de mari, lucrări complexe, complete, pentru că atâta timp cât pregătești cu simț de răspundere și din timp proiecte, poți să discuți că poți să convingi și să devii eligibil atunci când apar surse de finanțare. Încă două lucrări mari sunt pregătite pentru licitație. Este vorba de canalizare în cartierul Grivița, înlocuirea rețelei vechi, în energeticienilor partea de sud a municipiului Târgu Jiu, Plopilor, Teilor, pentru că acolo deja au fost realizate pe programul operațional sectorial de mediu colectoarele principale. Acum se va lucra în incinta cartierelor pentru înlocuirea rețelelor vechi. Timpul și-a spus cuvântul, tehnologia de acum 40-50 de ani este depășită și nu puține probleme au apărut în zonele respective. De aceea s-a insistat foarte mult pe partea de infrastructură, pentru că dacă spuneam că avem pregătit un pachet de peste 45 de străzi ca și proiecte, discutăm inclusiv despre aceste străzi care vor fi supuse, să spunem, lucrărilor de canalizare. Deci, pentru anul 2016, primăria deja are o continuitate în aceste lucrări, cum spuneam, de aproape 30 de milioane de euro, cele mai multe din fonduri guvernamentale și fonduri europene. Din punct de vedere al programului operațional regional, discutând de regiunea Sud-Vest Oltenia, avem pregătite proiecte dintr-o valoare estimată, cel puțin la nivel de indicatori tehnico-economici însumați, de peste 160 de milioane de euro, discutând despre reabilitarea în totalitate a transportului în comun cu troleu. Aveți în plasă
ați și alte trolei? Da, pentru că în acest proiect, care este împărțit în câteva obiective de investiții, să vă dau câteva date, să ne facem o imagine ce înseamnă sau de unde rezultă acei aproape 45 de milioane de euro valoare, înseamnă reabilitarea rețelei catenare, firul de contact pe toată lungimea de deplasare a troleului, însemnând 13,5 km rețea cu dublu circuit, plecând dinspre partea de nord, Cioclo, Bulevardul de Caterina, Teodoroiu, Traian, Brâncuși, Unirii, Republicii, Titulescu, 9 Mai, Săvinești, zona de întoarcere, apoi relația către Bârsești, al doilea tronson. Iată, numai dacă discutăm de înlocuirea rețelei catenare, stâlpilor de susținere, inclusiv a firului de contact, pentru că are aproape 26 de ani vechime și uzura își pune cuvântul. Tot în cadrul acestui proiect sunt prinse într-un alt obiectiv din cadrul proiectului, avem modernizarea în totalitate a părții carosabile, deci refacerea stratului de uzură. Insistăm foarte mult pe această zonă pentru că pe programul operațional sectorial de mediu, ca în tot traseul de deplasare a troleului, a suferit, să spunem, intervenții prin realizarea lucrărilor pe post mediu, canalizare menajeră, rețele de apă, parte de Bulevard de Caterina Teodoroiu, Republicii, Titulescu. Se cunoaște destul de bine că în partea de infrastructură s-a lucrat în anii trecuți. Un alt obiect este extinderea rețelei de transport în comun către incintă, ce sensul giratoriu, pentru că este normal pe strada termocentralei s-au înființat o serie de activități comerciale, sedi ale societăților, firme care au apărut în incinta cetului și atunci, prin planul de mobilitate care a fost elaborat, a rezultat o prioritate și o necesitate extinderea rețelei de transport în comun cu troleul. Asta înseamnă aproape 1,5 km, să vinești 9 Mai, termocentrale, întoarcere în sensul giratoriu, înapoi către strada să vinești. Și nu în ultimul rând, un capitol separat înseamnă dotări, însemnând achiziționarea 15 trolee noi prinse în acest program. Alte obiective pentru care primăria a elaborat deja toate aceste proiecte și care sunt pregătite pentru a fi depuse în formă finală la Agenția de Dezvoltare Regională, deocamdată sunt transmise ca și portofolii de proiecte, atunci când vor fi lansate ghidurile de finanțare, toate aceste proiecte vor fi supuse avizării în vederea analizării cost-beneficiu și a eligibilității pentru a putea atrage aceste fonduri. Este vorba de documentația sau proiectele finalizate pentru managementul integrat de trafic, însemnând montarea peste 200 de camere de luat vederi, transmitere în timp real a ceea ce se întâmplă pe intersecțiile principale, în zonele de risc, în zonele periferice, parcuri, unități de învățământ preșcolar, școlar, realizarea unui centru infotrafic unde vor fi serverele de comandă și monitorizarea întregului sistem video și a ceea ce primim date de la dispeceratele din oraș, pasaje subterane, proiectele sunt gata, studiile de fezabilitate au fost elaborate deja, de prinse în portofoliu, însemnând pasaje pietonale subterane în intersecție Bulevard Constantin Brâncuș Unirii, zona pieții centrale, care știm că este destul de aglomerată, intersecție Unirii Victoria și, nu în ultimul rând, o zonă destul de sensibilă a traficului, intersecție Unirii, Republicii, ieșirea din Târgu Jiu, în zona liceului Tudor Vladimirescu, pentru că și acolo este o zonă, mai ales datorită copiilor, elevilor care vin la liceul Tudor Vladimirescu. Din punct de vedere al tinerilor, deci am făcut o prezentare a proiectelor, sau mai bine zis, a gândirii pe care conducerea primăriei a stabilit-o în tot acești ani pentru a avea o continuitate privind atragerea fondurilor europene, pentru că instrumentul de bază care a stat la desprinderea acestor proiecte majore este planul de mobilitate durabilă care a fost elaborat de către Primăria Târgu Jiu. Ori acest instrument este un instrument fără de care nu poți să discuți la ora actuală, pe perioada 2014-2020, de accesarea fondurilor europene. Ori planul de mobilitate durabilă împreună cu actualizarea strategiei de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung a orașului nu a făcut decât să desprindă aceste proiecte majore și să aibă suportul privind declararea eligibilității din punct de vedere al finanțării.
Probabil cu altă ocazie o să discutăm și despre modernizare Calea Eroilor. Este un proiect separat, un proiect care conține însuși obiective de valori destul de mari din punct de vedere a realizării, parcări subterane și supraterane în zona Popa, așa că Dobrogeanu-Gherea, Magheru, de asemenea parcare supraterană în zona pieții centrale, unde este destul de necesară, dar probabil cu altă ocazie vom intra în detalii. Revenind la ce spuneați dumneavoastră despre tineri, se cunoaște destul de bine că realizarea locuințelor anele, așa cum sunt cunoscute, cât și a locuințelor sociale în Târgu Jiu, au avut continuitate an de an. Ori a avea continuitate din punct de vedere a atragerilor de fonduri guvernamentale, că până la urmă discutăm de fonduri de la Guvernul României, înseamnă tratarea cu simț de răspundere a accesării acestor fonduri. Când spun tratarea cu simț de răspundere, înseamnă să identifici terenuri, să asiguri utilitățile în zona respectivă, să pui la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe acestor terenuri, așa încât pe baza proiectelor, analizei cost-beneficiu, să poți să-i convingi și să ai continuitate în realizarea de locuințe. Cu anii urmă, și vorbim de acum 6-7 ani, a fost identificată o zonă în cartierul Narciselor, o zonă destul de mare, o zonă care a fost sistematizată, lotizată, s-a făcut puzzle în zona respectivă, toată acea suprafață care va avea un final, să spunem, când va fi umplută cu blocuri, când vor fi construite blocurile, peste 14 blocuri în zona respectivă, ori acea zonă a devenit eligibilă și obținem finanțare de la an la an. Anul ăsta am obținut 2 blocuri, avem încă 4 deja în fază de avizare. La cele 2 blocuri se lucrează la ora actuală, urmând ca începând cu luna august deja să putem preda amplasamentul și pentru următoarele 4. Toată acea zonă a fost supusă sistematizării. Am prins toate acele străzi pe programul operațional regional perioada 2007-2013, au fost sistematizate străzile în zonă, asigurate utilitățile, apă, gaze, canalizare menajeră, alimentare cu energie electrică, iluminat public, ori toate aceste cheltuieli nu au făcut decât să facă dovada că primăria s-a înhămat cu simț de răspundere din punct de vedere al accesării fondurilor pentru locuințe anele. Din punct de vedere al locuințelor sociale, a fost identificată o parte din municipiul Târgu Jiu, în zona de nord, în zona Ciocârlău, unde deja s-au construit în anii trecuți 2 blocuri cu caracter social. La ora actuală sunt în fază de finalizare încă 2 blocuri. Sunt documentații depuse pentru încă 6 blocuri, ca în perioada 2016-2020 să avem continuitate și în zona socială. Deci pot să spun că preocuparea primarului, a conducerii primăriei, este o preocupare care nu a făcut decât să caute în continuare surse de finanțare, pentru că, așa cum spuneam, bugetul local nu este o sursă de finanțare pentru investiții mari. Asigurăm din bugetul local partea de întreținere și reparații, zone, spații verzi, iluminatul public, unitățile de învățământ preșcolar, școlar, pentru că în fiecare an peste 35-40 de miliarde din bugetul local, bani vechi vorbesc, au fost alocate către unitățile de învățământ, aceste sume, ca să putem începe în fiecare an în condiții normale anul școlar, și dovadă că la ora actuală întreg sistemul de învățământ din municipiul Târgu Jiu dispune de sistem propriu de încălzire, atât din punct de vedere al sălilor de clasă, laboratoarelor, căminelor, cantinelor. Nu în ultimul rând, pentru că uitasem, deja la liceul economic se lucrează o sală de sport. Și la un bazin modern de not. Și un bazin modern de not în zona respectivă. Deci pot să spun că trebuie timp să putem discuta despre toate aceste investiții, pentru că până la urmă n-a făcut decât să presupună realizări de proiecte, analize pentru fiecare zona municipiului Târgu Jiu. Dialogul permanent al conducerii primăriei cu cetățenii, identificarea problemelor cu care se confruntă fiecare zona municipiului Târgu Jiu, prioritizarea acestor probleme, așa încât odată introduse în zona de lucru, să spunem, privind partea de strategii, să avem o prioritizare și o continuitate a întregului sistem, să spunem, de apă, de canalizare, rutier,
unitățile de învățământ, tot ceea ce înseamnă crearea de condiții pentru o viață mai bună a cetățeanului din Târgu Jiu. Toate sunt incluse în planul dumneavoastră? Sunt în plan, sunt afișate pe site-ul primăriei, sunt prinse în portofoliile de proiecte depuse la Agenția de Dezvoltare Regională, în portofoliul de proiecte pentru atragerea de fonduri din zona guvernamentală, programul de dezvoltare durabilă. Știm că la un moment dat era o problemă cu forța de muncă, deci de la Stăpânii și că nu s-au muncitări. Se pare că rămâne o problemă în continuare, forța de muncă. Sunt o serie de anunțuri făcute de către AJOFM privind partea de recrutare, de încadrare, dar încet, încet s-au găsit destule persoane, pentru că numai în zona stadionului aproape 180 de muncitori lucrează în partea de confecții metalice, fierar betoniști, cofrări, dulgheri, turnări de betoane. Nu mai vorbim că odată ieșit din pământ, așa să spunem, din partea de infrastructură, o să trebuiască apoi zidari, finisorii, electricienii, pentru că sunt o serie de lucrări și de suprafață. După finalizarea lucrărilor, noi locuri de parcare o să ia naștere în această zonă? Deja parcarea subterană a prins contur, probabil cu ocazie sau când o să avem ocazia, o să mergem în incinta șantierului. Este adevărat, se vede foarte puțin din afară, pentru că există acest gard de protecție privind partea de SSM, sistemul de securitate a muncii, dar în incintă, cu prima ocazie, sigur o să transmiteți imagini cu volumul de lucrări, pentru că deja parcarea a prins contur. Ori această parcare va rezolva o problemă centrală din punct de vedere al traficului. Ca reprezentant al autorității locale, sunteți mulțumiți de modul în care se desfășoară aceste lucrări? În general, sunt constructori și constructori. Putem să spunem că dacă la stadion se lucrează zi lumină într-un ritm destul de mare, avem și anumite zone unde, într-adevăr, constructorii au fost un pic mai derăsători, dar până la urmă, când por ședințele de progres, când au loc acele întâlniri, când te uiți la clauzele contractuale, pentru că orice contract are și favoruri și poți să creeze și disconfort constructorului, în general încercăm să ținem constructorii în priză, așa încât să poată să respecte termenele din contracte, pentru că nu lucrăm cu un singur constructor, lucrăm cu diversi constructori, ni dă în general licitațiile, nu-i cunoaștem și atunci putem să spunem că unii chiar nu le simțim prezența în Târgu Jiu, lucrează îngrijit, ordonat, dar sunt și alții cu care într-adevăr avem mai mult dialog și insistăm mai mult din punct de vedere al respectării termenilor și confortului, să spunem, în zona de lucru. Din câte ne-a spus, foarte multe proiecte se derulează la nivelul municipiului Târgu Jiu. Cu siguranță, în emisiunea următoare, sunt proiecte despre care vă mulțumim pentru participare. Și eu vă mulțumesc și cu siguranță vom merge în teren să putem transmite și imagini de la șantiere. Cam atât pentru această ediție. Lumea data viitoare, toate cele bune!